Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou vlog jurnalistic. V-ați întrebat vreodată de ce în orașele din România nu te simți parcă la fel de confortabil ca în orașele din vest? De ce spațiile noastre par mai înguste? De ce orașele noastre sunt mai aglomerate? Deși avem și noi bulevarde largi, avem zone pietonale. Ce se întâmplă? De ce nu au renăscut orașele din România? E bine, orașele din vest au ceea ce se numește design modern urban, unde practic a dispărut aproape complet celebra bordură românească deja și unde orașul te invită să intri, să călătorești, să mergi prin el mai mult pe jos sau cu bicicleta și foarte puțin cu mașina. Experții vorbesc de o nouă gândire, de o renaștere urbană a orașelor noastre. Haideți să-l cunoașteți pe Gruia Bădescu. Este designer urban, cercetător la Universitatea din Constanța, Germania. Are un masterat în design urban la Londra, un doctorat în arhitectură la Cambridge. Cercetează orașele post-socialiste, post-conflict și predă dezvoltare urbană sustenabilă la Oxford. În momentul în care ai plecat, ai făcut un fel de călătorie în România. Ai vrut să vezi țara noastră așa cum este ea. Ce ai învățat din acea călătorie? Aș putea spune că am deja o tradiție a călătorilor în lung și în latul țării. Atunci, la 18 ani, deci am luat o bursă în state și până să plec în state, am făcut țara din lung și în lat, era 2003. Dar apoi, de fiecare dată când am ocazia, refac pentru a înțelege transformările mediul construit și, și mediul social, de fapt, din țara așa cum pot. Toate aceste invazii de PVC și de materiale ieftine, de construcții, încă nu apăruse. Deci era încă, să spunem, aveam acces la un mediu rural, să spunem, cu arhitectură tradițională sau cum s-a construit în timpul socialismului, cu case tip, să spunem, în stilul acela tradițional, care încă erau, să spunem, conservate, orașe destul de degradate, încă invadate de mașini, și asta a continuat, dar încă nu începuse pietonalizarea centrelor, cum s-a întâmplat după aceea. Oricum, era o țară cu foarte mult potențial și încă nu știam atunci, cum nu știam niciunul, în ce direcție o vor lua lucrurile. Și mai ales cât de inegală va fi dezvoltarea aceasta care a avut loc până la urmă. Mm-hmm. Și ești mulțumit în ce s-au transformat orașele din România? Tocmai sunt atât de multe destine separate. Pe de-o parte ai exemplele, să spunem, exemple foarte mult trâmbițate, de genul Clujului, mai nou Oradea, în care, sau Sibiul după capitala culturală, cu centre restaurate, cu pietonale, cu dinamică economică, dar se întâmplă și la Iași, la Craiova, din nou, prin proiecte europene, care, să spunem că s-au cel puțin la nivel vizual, s-au dezvoltat bine. Apoi ai situații precum București sau Constanța, în care ai, deși sunt bani și ai lucruri foarte, să spunem, care îți iau ochii, sau zone care au înflorit sau chiar au explodat în dezvoltare, este o situație de spunem, de foarte multe lipsă de coerență în dezvoltare. Și presiunea, mai ales în București, presiunea imobiliară, presiunea economică pe acest oraș este foarte mare. Dar majoritatea țării nu este reprezentată de aceste orașe. Majoritatea țării sunt orașe care și-au pierdut locurile de muncă, industria, care și-au pierdut oamenii. Dar problema principală, dacă ar fi doar să spun un lucru, este că crize economice, crize politice, ele se pot repeta, sunt perioade de florire în perioade de criză. Dar mediul construit, odată ce transformi, e foarte greu să mergi înapoi, este irreversibil. Ori toate aceste dorințe de modernizare în diverse feluri și toate aceste proiecte nedeterminate au un impact. De obicei este irreversibil și asta trebuie să ne gândim la un program național de a construi un sens pentru această transformări. De exemplu, Ordinul Arhitecților din România are acum o inițiativă în care doresc să vorbească de ce înseamnă calitatea mediului construit și cum putem să facem comunitățile întregi să fie mai interesate de calitate și nu doar de cantitate sau de simbolul modernizării. Două lucruri bune și două lucruri rele pe care le poți spune în acest moment cu bagajul tău cultural, dar și științific, despre orașele din România.
Există o tendință de a îmbunătăți mediul construit prin și spațiile publice, toate aceste proiecte de pietonalizare, de transformare a centrelor istorice în special, care au crescut atractivitatea. Deci exista acolo, exista mediul construit, exista potențialul, dar în ultimii 15 ani, cu fonduri europene sau fonduri locale sau fonduri naționale, au fost făcute aceste transformări. Ori, iar pe lângă, spunem, atractivitatea lor fizică, orașele românești sunt foarte, puțin cele care, de care vorbim, ca dinamice. Când sunt dinamice, sunt foarte dinamice. Au o viață și, să spunem, chiar socială, un anumit ritm. Există în sociologia germană un concept de logica intrinsecă a orașelor, Martina Löw, care spune că fiecare oraș funcționează după anumite repere, anumite atmosfere urbane. Iar orașele din România, care, de exemplu, spunem și București, dar și Clujul, există această frenezie urbană, mult mai accentuată în București, dar și, dacă ne uităm la viața urbană din Iași sau așa, au aceste aturi în care, să spunem, sociabilitatea este poate mai mare decât, de exemplu, în orașe similare din vest. Acum, lucruri negative sunt că această dezvoltare de foarte multe ori devine un leitmotiv care înseamnă că doar viitorul este văzut în anumite contexte și nu mai contează nimic din ceea ce înseamnă prezent trecut. De exemplu, ideea de în anumite orașe cum Bucureștiul, ideea de patrimoniu este văzută ca ceva desuet, dar asta a fost estompat în ultimii ani. Vedem că sunt deja partea de centre istorice a fost recuperată. Problema principală legată de modernizare este mobilitatea. Și faptul că automobilul personal rămâne zeu în România. Ai orașe precum Craiova, care pe de o parte au pus bani în centru istoric, în lipscănia lor, chiar se cheamă lipscănia, dar de asemenea au considerat că o prioritate a orașului este o pasarelă auto care pur și simplu a trecut pe deasupra centrului civic, deci centrului făcut în perioada socialistă, creând un pod urban, așa cum se făceau prin anii 50-60 în orașe din America de Nord și în Europa, și care a fost mult regretat după aceea. Pentru că mașina era, mobilitatea auto era cea mai importantă în viziunea multor edilii din România, astfel încât aceste investiții de poduri, pasarele, străpungeri, au prins întâietate. Ori, acestea sunt pe partea anacronice, pe de altă parte nu duc decât să stimuleze mobilitatea auto și creează spații urbane nu foarte plăcute. Vreau să înțeleg, cum îl convingi pe un cetățean din România să renunțe la automobil? Ok, înțelegem cu toții că mașina arată statutul tău de cetățean avut înstărit. Nu am avut mașini, în sfârșit ne permitem. Da, după cum spuneai, în societățile post-socialiste în general, mașina a venit ca un fel de simbol al realizării. Și ai și familii în care fiecare membru al familiei are câte o mașină. Ce fel de mașină e iarăși important. Dar nu ar fi doar acesta motivul pentru care se conduce atât de mult în România. Lipsa alternativelor de multe ori. Faptul că avem o rețea de transport public în mai multe orașe care a rămas neadaptată la noile fluxuri de mobilitate. Rămânând multe trasee de pe vremea când existau platforme industriale și cartiere dormitor, dar care nu mai au sens, de exemplu, unii oameni trebuie să schimbe de 3 ori în mijloace de transport în București sau în alte orașe. Deci trebuie pe de o parte, pentru a-i convinge, pe de o parte e nevoie de o rețea de transport în comun mult îmbunătățită. Asta înseamnă o replanificare a traseelor pe baza nevoilor de mobilitate. Pe de altă parte, să fie o flotă de vehicule din ce mai atractivă, și de în multe orașe s-a făcut asta, dar ideea, de exemplu, încă ai în București tramvaie mai ales este problema de aspect și de felul în care sunt percepute. Mobilitatea nu înseamnă doar transport în comun și transport auto, avem și bicicliști și vedem o înflorire, de fapt, în România a transportului ciclist. Chiar vedem că a devenit destul de la modă în anumite medii. Apoi mersul pe jos, bineînțeles, dar aici vine problema
avem orașe în care mașinile sunt parcate pe trotuar și oamenii merg pe stradă, pentru că nu este loc. Deci aici vine problema parcărilor, care este o problemă esențială pentru, multe orașe din România. Altele au sisteme deja de parcare. Și pentru a elibera spațiul public, pentru a elibera spațiul pentru pietoni, este foarte important să se regândească sistemul parcărilor. Și există și această legătură dintre locurile de parcare dintr-un oraș și nevoia de mașini. Dau exemplu Copenhagen, care este, spre un exemplu, foarte cunoscut în designul urban. În fiecare an, municipalitatea din Copenhaga reduce subtil, nu neapărat vizibil, numărul de locuri de parcare din zona centrală, astfel încât să fie din ce în ce mai greu ca oamenii să găsească loc de parcare în centru, și dacă sunt locuri de parcare, sunt de obicei scumpe. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru a veni în larga zonă centrală, oamenii știu că este un privilegiu, trebuie să plătească pentru asta. În schimb, ai un transport public foarte bine pus la punct, în care poți să ajungi în locul unde îți lași mașina, dacă vii din suburbii, să spunem, lași mașina în hub-uri de transport intermodal, deci locuri în care ai și parcare pentru mașină, ai și metrou, ai și alte lucruri, și de acolo poți să continui cu transportul comun sau chiar pe jos, depinde unde. Ori, asta arată că locurile de parcare și politica de mobilitate trebuie să fie gândite pentru că există această idee de stimulent sau de destimulent. Cum scăpăm noi de bordurile din România? În primul rând, mobilitatea pietonală nu înseamnă doar străzi pietonale. Mobilitatea pietonală este pe orice, spre un trotuar. Deci nu înseamnă că pentru a stimula mersul pe jos trebuie doar să avem străzi pietonale. Dar trebuie să avem o suprafață pietonală care să fie atractivă suficient de largă permisivă, și nu doar pentru mobilitate AB, dar și pentru activități sociale. Ce înseamnă mobilitatea AB? Deci, dacă ne uităm la spațiul public, cum spunem Jan Gehl, tot vorbim de Copenhaga, spațiul public are tradițional trei roluri. Unul este rolul de mobilitate, că merg de aici până acolo, prin spațiul public mă pot plimba. Dar apoi rolul social, întâlnirile, interacțiunile pe stradă. O stradă trebuie să permită posibilitatea de a avea o interacțiune cu cineva. Și apoi rolul comercial al spațiului public, în care piețele, să spunem, sau se pot întâmpla și activități de genul acesta. Asta adăuga și rolul politic. Spațiul public, în toată teoria politică, este locul acela în care cetățenii se adună și pot să construiască sau să conteste. Ai conceptul de shared space, în care se admite că ai nevoie de mașini pentru riverani, pentru a aduce marfă în magazinele respective, și se creează acest shared space în care există o limită destul de restrictivă de viteză, există diverse 20-30 de kilometri pe oră, și în care oamenii pot să meargă în mijlocul străzii, dar din când în când mai apar mașini. Iar shared space-ul apare mai ales în Olanda, uneori în Belgia. Și în Austria, în Viena există. Și din ce în ce este mai popular, dar are și riscuri, pentru că nu se știe niciodată. Dar pe de altă parte arată și că mașina nu este întotdeauna doar un element care trebuie eliminat, dar sunt momente în care e nevoie, exemplu, pentru riverani sau în situații de urgență trebuie să ai astfel de acces. Dacă ai avea o baghetă magică și ai putea elimina sau ai putea schimba câteva lucruri în orașele din România, care ar fi acelea? Păi, la nivel de design, aș reconfigura majoritatea piețelor. Avem atâtea orașe în care piețele urbane, nu vorbesc de piețe agroalimentare, și acelea sunt, dar de piețele urbane. Ai atâtea spații care sunt, e atât de mult spațiu public pierdut, prin faptul că sunt parcări, prin faptul că sunt tot felul de elemente obstacol. Suntem la Piața Revoluției din București. Piața Revoluției din București este, pe lângă faptul că are o structură interesantă și multe clădiri interesante și importante și la nivel de memorie urbană esențială, sunt mai multe parcări, tot felul de obstacole, și vizuale, și în care nu se prea pot, sunt anumite evenimente organizate acolo, dar acela nu este un spațiu public. Și asta se poate repeta în foarte multe orașe. Hai să dăm exemple și din țară. Da. Ce piețe cunoscute în țară
ar putea să fie regândite și arată prost acum? Păi, aș da poate, hai să încep cu exemple pozitive. De exemplu, okay, cum a fost Piața Unirii în Timișoara, când a fost făcută chiar în chiar mai demult, era o piață foarte ofertantă. Piața mare din Cluj a avut o etapizare, este un proiect foarte bun, dar care nu a fost terminat pentru că în spatele pieței încă ai această parcare. Dar asta totuși arată o transformare în bine. La Iași, în fața palatului, da, administrativ, da, arată superb, da, și zona aia. Asta e, da, e interesant la Iași, pe de-o parte, cum s-a realizat impactul construcției Palace, apoi a creat un spațiu public și în partea cealaltă un spațiu care este foarte atractiv, care atrage foarte mult atenție și din partea ieșenilor și din partea celorlalți. Cum Iașiu s-a transformat, a spune, în bine. Orașele, municipalitățile să implice mai mult cetățenii prin consultare. Există toate pârghile, există legislație, există odată cu intrarea în Uniunea Europeană, o grămadă de discuții legate de și de proceduri legate de consultare, dar de multe ori asta este făcută foarte doar pentru a o bifa. Am înțeles. Deci da, avem piețe care ar trebui să fie regândite și avem consultarea cu cetățeanul. Da. Acestea sunt două lucruri pe care cu o baghetă magică le-ai schimba. Apoi cu transportul în comun, deci regândit, dar și nu numai, și nu e vorba doar de cel urban, dar și cel interurban. Poate al treilea element e integrarea. Integrare înseamnă integrare spațială, inclusiv la scară. Integrarea asta între spațial, social, economic, proiectul să fie gândite integrat, să fie gândite împreună. Nimic nu trebuie făcut doar pentru aspect sau pentru impact economic. De multe ori sacrificăm calitatea unui spațiu. De ce în România, din orașe mici până în orașe mari, spații relativ centrale în care ai o clădire a unui hipermarket care este la nivel de design nu spune nimic, este pur și simplu ceva care nu comunică cu restul orașului și apoi o imensă parcare în față. Asta a mutilat foarte multe centre, chiar de la orașele mici la orașele mari. În general, acest tip de dezvoltare, poate este la marginea orașului unde vii și lași mașina, dar nu îl pui în centrele mici orășele sau chiar în cartiere în București sau în alte orașe mari din România, în care pur și simplu un spațiu important este hipermarketul cu parcarea în față. Măcar, de exemplu, o posibilitate foarte simplă este să pui clădirea aceea în față și să fie parcarea în spate. Egal, ca aspect care la nivelul străzii să rămână un contur și în spate să ai parcarea care nu mai deranjează vizual. Avem bani. Ne dă Uniunea Europeană bani. Ce nu avem? De ce nu reușim să implementăm? Ce ne lipsește pentru a regenera urban România? Regenerare urbană e un proces de durată și un proces în care sectorul public e foarte important, este cel esențial, în care colaborează cu actorii din mediul privat, colaborează cu cetățenii, dar publicul este foarte important, deci sectorul public e foarte important. Deci avem nevoie de dorință politică, dorință la nivelul acestor orașe și de a trece mai departe doar de a bifa pentru a obține finanțări europene. Să trecem mai departe de această epidemie de proiectistică în care facem lucrurile doar pentru a accesa și ne gândim la care este binele comun. Deci avem nevoie de un sector public care să invite ceilalți actori să dezbată care este binele comun și să implementeze integrat aceste proiecte. Și aceste viziuni nu doar pentru a bifa și a obține fonduri, pentru că de multe ori e exact invers decât ar trebui să fie. Acesta a fost vlogul jurnalistic de astăzi, prieteni. Vă mulțumesc că l-ați urmărit. Nu uitați să dați subscribe pentru a vedea și alte vloguri jurnalistice. Pa!